Sărim dintr-un corb în altul, ca și maimuța care sare din ramură în ramură. A ne renaște fără să avem de ales într-un corp samsaric înseamnă că trebuie să ne separăm de corp fără să avem de ales. Moartea se întâmplă fără să avem de ales. Separarea de corp se întâmplă fără să avem de ales. Iar renașterea se întâmplă fără să avem de ales. Aceasta este una dintre suferințele samsarei. Ne-am născut într-un corp uman și, de asemenea, în corpul oricărui fel de animal, zeu, semizeu, spirit flămând și făptura infernului, de nenumărate ori, și am fost nevoiți să ne separăm de aceste corpuri de nenumărate ori. Cu toate plăcerile samsarice, chiar și viața incredibil de lungă și de lux al zeilor din tărâmul dorințelor trebuie să se sfârșească, pentru că nimic nu este permanent. Și când se va întâmpla asta? Splendidele palate din pietre prețioase vor fi înlocuite cu o casă de fier care arde fără uși și ferestre, nectarul divin care le-a fost hrană va deveni lavă topită care le va fi turnată cu forța pe gât. Pământul moale de lapislazul va deveni un câmp de cuțite ascuțite și frumoșii zei, băieți și fete care se jucau cu ei vor deveni paznicii înfricoșători ai infernului, creați carmi, cu capete de animale hidoase, a căror singură sarcină este să-i chinuiască. Palatele care radiau lumină strălucitoare, precum soarele și luna, devin un tărâm al întunericului total, unde fostul zeu nici măcar nu-și poate vedea trupul. Indiferent de ce fel de corp avem în această viață, trebuie să-l părăsim. Cel mai frumos corp se va sfârși. De aceea nu există nimic în care să ne încredem în această viață samsarică. Chiar și în această viață corpul nostru se schimbă și la moarte îl vom pierde complet. Avem acest corp pentru o clipă și apoi dispare. Din această cauză nu există niciun motiv să avem vreun atașament chiar și față de posesiunea noastră cea mai apropiată, corpul nostru.